Să construiești o afacere nu e ușor, să construiești o afacere în România nu e ușor, să o faci, această afacere să fie și una de succes, pare chiar complicat. Chiar este foarte complicat. Voi ați reușit să faceți lucrul ăsta, ați dezvoltat un business în domeniul turismului și al alimentației publice, unul de succes care a devenit cunoscut în întreaga Românie și chiar și peste hotare. Care e povestea voastră? Povestea noastră a început în anul 2010, când am pus bazele fermei piscicole. Am apelat la două fonduri europene prin POP, în 2013 și 2014-2020. După aceea, în anul 2016, am deschis ferma piscicolă de pătruși și sturioni. După anul 2018 am deschis complexul cu locuri de cazare, după aceea ne-am dezvoltat, am deschis și hambarul, zona de evenimente, una de festival, piscina și chiar hanaua care am început. S-au gândit proprietarii să extindă și să facă o deltă cumva artificială, dar la bază am avut natura de partea noastră, da, cum vă spuneam că eram la știin în zonă. Și s-a dragat, s-au făcut canale artificiale, insule antropice și ușor, ușor, într-un complex turistic a devenit toată zona, cu unități de cazare, cu restaurante. Pe parcurs ne-am dezvoltat, am făcut și o piscină, cea mai mare din județ, cu apă sărată și încălzită. Ne dorim foarte mult ca turistul care vine la noi să experimenteze comuniunea cu natura. Cazarea se face cu trăsura, la camere, nu este acces cu mașina proprie în complex. Avem vreo 82 de hectare, se merge pe jos la noi. Pe parte de masă încercăm să ne dezvoltăm cu livadă, cu fermă proprie, astfel încât să aducem componente eco în meniul nostru. Mi se pare foarte frumos. Liniște, aer curat și copiii vor să meargă la parcul de aventură. Nu în jos, nu în jos. Pe tine, așa. Acasă, aia e. Prima dată, acum suntem la prima tură, mai avem de descoperit și alte lucruri. Nu, nu facem în două mânuțele, te facem în două mânuțele. Gata, bravo! Cât de mari au fost proiectele, cât a fost finanțarea totală, cât înseamnă componenta de sume nerambursabile? Noi am accesat 3 fonduri. În total am luat aproximativ 7 milioane jumătate de euro, dintre care 4.200.000 au fost nerambursabile grant. E greu să iei bani europeni? Este destul de greu, dar ne-au ajutat foarte mult și fără ei nu am fi putut să construim ceea ce avem astăzi. Cum arată acum afacerea voastră? Acum sunt de cel mai mare resort din țară. Și avem foarte multe locuri de cazare, mai multe tipuri de unități de cazare, precum bungalouri, case plutitoare, iurte, noul concept de glamping în România. Avem un hambar. Pe internet am văzut prima dată și mai pusese sora mea acum vreo 2 săptămâni și la fel a făcut un tur de complex să vadă cum este și a zis că să trecem și noi. Ce mai pot experimenta turiștii sunt plimbări cu bărcuțele pe canalele noastre și în lacul mare. Plimbări cu bicicletele, aventura parc, avem 6 trasee pe grad de dificultate și de asemenea o masă copioasă bazată pe pește din ferma noastră. Nu toată lumea a aflat încă de locul acesta și când ajung aici se miră că avem și... Investiție bună. Loc în plus unde vrâncenii au unde să iasă, să se distreze, să recreeze. Față de alte județe, județul Vrancea suferea de astfel de locuri, nu sunt prea multe locații de vizitat. Cum arată perspectivele de viitor? Ce ați vrea să faceți mai mult, să dezvoltați mai mult? Ne-am dorit să dezvoltăm mai mult zona de cazare, ne-am dorit să aducem ceva nou. Deja am adus zona de glamping. Dorim să ajungem la locuri de cazare de aproximativ 700-900 de locuri, deocamdată avem în jur de 300 și dorim să ne dezvoltăm pe partea asta de hoteluri. Sunt turiști, vin, e plin, e cerere pentru locul ăsta? Avem cererea foarte mare, nu avem atâtea locuri de cazare cât o cerere avem. Avem grad de ocupare 100% în high season și în timpul săptămânii și în weekend.
săptămâna aceasta suntem cu emisiunea în județul Vrancea. Am văzut cum au reușit acolo autoritățile să folosească banii europeni pentru drumuri, apă, canal și ce au mai avut nevoie. Se simte influența banilor europeni în comunități așa cum ar trebui? Prezența banilor europeni e cel mai bine, o vedeți pe câmp, în agricultură. Da? Acolo se vede cel mai bine că există bani europeni, pentru că e câmpul verde și s-a dezvoltat agricultura în ultima vreme. În localități, eu cred că e loc de mult mai bine. Este șansa noastră de a realiza niște investiții pe care în alte condiții din buget local nu le-am fi putut finaliza. Și o șansă pe care nu vrem să o ratăm, pe care vrem să o valorificăm. E greu să iei bani europeni? Ar putea fi mult mai ușor. De ce spuneți asta? Unde apar piedicile? Ce e greu? Sunt foarte multe documentații de făcut, sunt foarte multe proceduri de urmat și foarte multe verificări. Practic, de la momentul inițierii unui proiect până la momentul în care semnăm contractul de finanțare, durează un an, un an și jumătate. Nu întotdeauna. Ghidurile pentru fondurile europene au fost pliate pe realitatea românească. Banii europeni ar trebui să reducă diferențele dintre județe, diferențele dintre zone. Se întâmplă lucrul ăsta? Există mari diferențe în continuare, pentru că unii au folosit banii europeni foarte bine și s-au dus foarte sus, alții n-au folosit banii europeni și au rămas jos. Trebuie pur și simplu împinși de la spate. Aceasta este singura, cred, posibilitate și oportunitate pentru România de a se dezvolta. Problema ce nu înțeleg cei care dirigează această activitate a fondurilor europene, ce înseamnă piață, ce înseamnă concurență, ce înseamnă globalizare. Pentru că emisiunea vorbește despre bani europeni, cum ați descrie importanța banilor europeni pentru România în anii ce vin, de acum din 2021 pe noul exercițiu financiar până în 2027, cât avem acces la această nouă sumă nerambursabilă? Crucial. Deci acest exercițiu financiar e, nu cred că e ultimul, dar oricum e ultimul în această formă, după opinia mea. Gândiți-vă că în următoarele exerciții financiare vor trebui plătiți banii pentru PNRR. Pe de altă parte, banii după 2027 se vor duce foarte mult în, mult mai mult decât acum, și acum se duc într-un procent foarte mare pe investiții în domeniul verde, să spunem. Iar noi încă n-am ajuns să avem baza. Cred că acum trebuie utilizați banii 100%. Acum trebuie banii europeni utilizați pentru dezvoltarea unor obiective economice. Nu vă gândiți la uzine imense, ci la, mai ales în zonele rurale, la mici entități economice, care aduc și locuri de muncă, utilizează și materia primă din zonă, aduc taxe și impozite la autoritățile locale și sunt sustenabile, adică rămân acolo. Ediția de astăzi a ajuns la final. Am descoperit împreună povești și secrete ale proiectelor europene de succes cu finanțare europeană nerambursabilă. Dar ne-am bucurat și de peisajele superbe vrâncene. Dacă vine vorba de bani, vreau să fac un singur bilanț. Bilanțul ultimilor 6 ani. Județul Vrancea a reușit să încheie 153 de proiecte cu finanțare nerambursabilă și a atras 2,4 miliarde de lei. E mult, e puțin? Putem să comparăm cu rezultatele județului pe care îl veți descoperi săptămâna viitoare. Dacă v-a plăcut ediția de astăzi, o găsiți pe site-ul digi24.ro și pe rețelele de socializare, pe Facebook și pe Instagram. Europa, mi-e bine, ți-e bine. Eu sunt Sergiu Voicu și alături de colegul meu Gabriel Necșulescu, vă salutăm din județul Vrancea.